PLR Giurgiu vrea sondaj de opinie pentru desemnarea candidatului propriu la funcția de primar al municipiului. Asta deși mass media a scris că Toma Petcu este cel care se va afla anul viitor pe buletinul de vot. Vom face un sondaj în care vor participa mai multe persoane din partid și în urma acelui sondaj vom stabili cine este candidatul cu cele mai mari șanse pentru a candida la funcția de primar. Purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal Reformator a vorbit și despre calitățile pe care trebuie să le aibă un candidat. Nu poți să candidezi la o funcție doar pentru că, eu știu, ești mai înalt, mai frumos sau mai mărunt sau mai creț. Candidezi pentru că ai ceva de făcut, candidezi pentru că ai un proiect, un program pe care trebuie să-l duci la bun sfârșit. Lucrurile acestea vor fi prezentate mass mediei și opiniei publice în momentul în care vom hotărâ și cine este candidatul și care este strategia noastră referitoare la această activitate politică. În acest moment, PLR Giurgiu are organizații în 35 de localități din județ. În municipiu există peste 300 de membri și 11 organizații de cartier.